Nici bine nu a fost lansată licitația, că a și fost contestată. Majoritatea investițiilor importante din județ au ajuns să fie realizate de firme botoșanene. Având probabil calități nedescoperite încă de suceveni, acestea au acaparat de câțiva ani tot ce înseamnă lucrări mai bănoase în județ, dar nu reușesc sub niciun chip să se încadreze în termenele asumate. De partea cealaltă, o întrebare retorică lansată chiar de reprezentanții administrației locale. Câte firme din Suceava au afaceri serioase în județul vecin? Atitudinea constructorilor din județul vecin și prieteni care l-au adică nu fac altceva decât să valorifice oportunitățile și să penetreze nișele pe care omologilor de la Suceava le lasă neprotejate, îl reprezintă licitația pentru extinderea unității de primire a urgențelor SMURD aparținând Spitalului Județean Suceava. Licitația organizată la începutul lunii trecute pentru proiectul de extindere și modernizare UPU SMURD din cadrul Spitalului Județean Sfântul Ioan cel Nou Suceava este bulversată de unul dintre participanții la procedură de atribuire. Prima cerere și a doua cerere de suspendare a licitației au fost respinse de instituția centrală, dar pentru rezolvarea celei de-a treia contestație propriu-zisă trebuie să se mai aștepte, în condițiile în care legislația în domeniu prevede un termen de rezolvare a unor asemenea solicitări la CNSC de 20 de zile. La data de 8-6-2015 a demarat procedura de licitație pentru extinderea, modernizarea și dotarea UPU SMURD în cadrul Spitalului Județean de Urgență Sfântul Ioan cel Nou. Deschiderea ofertelor a fost pe data de 6-7-2015. Am avut un număr de 3 participanți la această licitație, a căror oferte au fost acceptate și în urma analizei lor a fost declarat un câștigător. Din păcate, au apărut contestații din partea uneia din ceilalți doi care nu au câștigat licitația și ca atare nu putem merge mai departe cu demararea lucrărilor efective. Au fost într-o primă fază două contestații adresate Consiliului Național pentru Soluționarea Contestațiilor. Ambele contestații au primit aviz negativ din partea Consiliul Național, deci au dat câștig de cauză Spitalul Județean Suceava și din nou o spun, din păcate, pe data de 3-8 a mai fost introdusă o contestație cu privire la desfășurarea procedurii de licitație. Ca atare, în momentul de față așteptăm răspunsul și la această nouă contestație, astfel încât și suntem încrezători că vom avea același răspuns din partea Consiliului Național, adică spitalul nu a făcut nicio greșeală, vom putea să și demarăm procedurile celelalte, vom putea intra efectiv cu șantierul în unitatea de primire a urgențelor.